Iubiții Domnului, aș vrea să vă citesc un cuvânt din Cartea Sfântă și aș vrea să însoțim citirea Cuvântului Dumnezeu stând ridicați, în semn de respect față de Domnul. Și vreau să vă citesc un pasaj lung. Poate sunt oameni flămânzi în această seară și s-ar bucura să primească cât mai mult din Cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 10, pagina în Biblie 1076. Va fi un cuvânt lung și o predică scurtă. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am vorbit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ceea ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când îl duceam în locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele Lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au dărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și, când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-a răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-au dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuiele să spună temnicerului: dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: dregătorii au trimis să vi se dea drumul, acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au rugat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns, nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei.
Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Amin. Puteți să ocupați locurile. Marțea trecută, unul dintre oamenii care a fost aici în față, un om care umbla în cărucior, a zis printre altele că una dintre marile greșeli de judecată pe care el le-a avut a fost aceea că a crezut că își permite să se îndrăgostească. Îndrăgostindu-se, probabil, handicapul lui a devenit mai greu de purtat, mai greu de suportat. Fiindcă atunci când te îndrăgostești, vrei să fii și tu iubit. Și ca să fii iubit pe pământul acesta, trebuie să îndeplinești o mulțime de condiții. Frumos, deștept, bogat și de vreme acasă. Vedeți, iubiții Domnului, în după amiaza aceasta m-am gândit, plecând de la această tristă constatare și amară mărturisire a unui om, am gândit în această după amiază să răspund unei întrebări pe care eu mi-am pus-o și trag nădejde să fie o întrebare care să se regăsească și în sufletul vostru. Sunt atâția tineri care vin la mine și mă întreabă, frate Florin, ce aș putea să fac pentru lucrarea lui Dumnezeu, care este rostul și locul meu în biserică? Încotro ar trebui să-mi întreb eu pașii, de ce câteodată mă simt stingher în biserică și care este până la urmă poziția pe care ar trebui să o am eu în biserică? Ce să fac? Vreau să vă întreb cu sinceritate, vă frământ o asemenea întrebare? Ridicați-o mână dacă vă frământ. Pe cei ce nu vă frământă această întrebare, mă gândesc că tot veți găsi ceva bun în această seară, în cuvântul lui Dumnezeu pe care îl voi spune. Răspunsul pe care vreau să vi-l dau în această seară pleacă de la constatarea biblică că într-o noapte Apostolul Pavel a avut un vis, un om i s-a arătat și omul acela a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Și aceasta a fost o vedenie pe care omul lui Dumnezeu a avut-o cu privire la o lucrare care era desăvârșit și pe care el trebuia să o înfăptuiască. În baza acestei vedenii, Apostolul Pavel a trecut în această cetate a Filipilor, la Filipi, cea care avea să fie până la urmă o cetate creștină, și a ajuns acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, a făcut un lucru simplu. A căutat mai întâi oamenii care se rugau, crezând că într-un anumit loc din cetate era un loc al rugăciunii. N-a găsit acolo oameni care se rugau, a găsit acolo femei care spălau orufe. Pentru că întotdeauna între ceea ce noi gândim și ceea ce ne oferă viața, este o diferență. De cele mai multe ori când vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, avem impresii greșite, ne așteptăm să se găsească pregătite toate condițiile. M-au chemat să cânt la o biserică. N-a venit sunetistul la vreme, microfoane nu erau, oamenii, nu știu, au întârziat. Este așa o mare deosebire între ceea ce ne închipuim noi și ceea ce viața ne oferă. Și aceasta se întâmplă nu doar la nivelul acesta al slujirii, se întâmplă în multe laturi ale vieții noastre. Când vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu, unul dintre mare, un mare inamic al vieții noastre este că noi ne imaginăm o realitate care este infirmată de ceea ce găsim acolo. Apostolul Pavel se aștepta, pentru că Dumnezeu a dat această vedenie. Un om s-a arătat lui și a zis, treci și ajută-ne. A ajuta nu înseamnă a iniția, înseamnă să fii părtaș la ceva ce ar trebui să fie acolo. Când spune cineva, treci și ajută-mă, înseamnă că el a început o lucrare și eu vin să dau ce? O mână de ajutor. Dar realitatea este că acolo nu se găsea nimic. Nimic nu era inițiat. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, primul lucru al acestei seri. Și dacă ești un tânăr în biserică care te gândești cum să-mi găsesc eu locul și care ar trebui să fie lucrarea pe care să o fac eu, aș vrea să vă spun că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu însemnează mai întâi de toate să fim oameni ai adevărului. Pavel stătea în această cetate și mare lucru nu făcea. I-a vestit cuvântul unei femei care era vânzătoare de purpură, Lidia, ea și casa ei s-a pocăit, dar nu poți să spui că s-a întâmplat ceva cutremurător. Macedonia era un ținut larg,
Pocăința unei singure femei din cetatea Filipii nu putea reprezenta, dacă vreți, ceea ce poate gândea Pavel, trebuie să se întâmple ceva în Macedonia. Deocamdată pe malul unui râu s-a întâmplat că o femeie a primit cuvântul lui Dumnezeu. Este o satisfacție deosebită, dar nu e propriu-zis lucrarea care a fost vestită prin vedenie. Pavel în acele zile în care tot mergea, spune cuvântul lui Dumnezeu că o femeie care avea un duh pitonicesc, un duh de ghicire, stătea după ei și repetat, ea spunea, aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu și ei vă vestesc calea mântuirii. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu și ei vă vestesc calea mântuirii. Deodată necășit, spune cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă vreți, supărat, Pavel s-a întors pe femeie și a zis Duhului, nu femeii, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să părăsești această femeie. În momentul acela, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu a început să cutremure cetatea. Pentru că în momentul în care Pavel a rostit adevărul, s-a pus toată cetatea în mișcare. Pierzând câștigul, sursa de câștig, spune cuvântul lui Dumnezeu că stăpânii acestei sclave, acestei roabe, au pus în mișcare dregători, au pus în mișcare toți cetățenii acestei cetăți și au născut o împotrivire, un vânt de asuprire față de acești oameni al lui Dumnezeu. Pentru că lucrul cel mai important, dragii mei, este să înțelegem că Dumnezeu nu ne cheamă să cânți doar în cor, că Dumnezeu nu te cheamă să fii doar, poate, casier în biserică, că Dumnezeu nu te cheamă să faci parte doar dintr-un grup de rugăciune, ci adevărata lucrare a lui Dumnezeu este să fii un om care să practici adevărul. Oriunde se va găsi un om al lui Dumnezeu care va practica adevărul, omul acela va aduce lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul mediului în care el își desfășoară viața. Noi căutăm lucrarea fără să ne întrebăm dacă noi suntem oamenii adevărului. Pentru că adevărul, dragii mei, este acela care va naște foarte multă împotrivire. De cele mai multe ori când suntem confruntați în a spune adevărul, de cele mai multe ori când este să pierdem ceva în a spune adevărul, noi de cele mai multe ori ne muiem și ne dăm cu toți ceilalți. Un fel de Nicodim care îl urma pe Domnul de la distanță, pe ascuns. Nu știu dacă ați înțeles în această seară ce vă spun eu. Nu știu dacă ați înțeles în această seară, dragii mei, că omul lui Dumnezeu în nicio împrejurare nu are voie să mintă. Și vreau să vă fac conștienți cu privire la un lucru extrem de important. Satana face un compliment oamenilor lui Dumnezeu. Ce oameni al lui Dumnezeu care vestesc calea mântuirii. E un avertisment teribil că Satanei nu este greu să pătrundă la inima oricărui copil de Dumnezeu și să încerce să schimbe. De îndată ce te-ai făcut copil de Dumnezeu și prin credință l-ai acceptat pe Iisus Hristos, primul semn că ești un lucrător al lui Dumnezeu e că vei practica în orice circumstanță adevărul. Mai important decât ce predici, mai important decât faptul că tu cânți, mai important decât faptul că vii la biserică, mai important decât faptul că dai bani din ceea ce tu ai, este să fii tu însuți purtător de adevăr. Pentru că lumea aceasta s-ar fi schimbat de mult dacă fiecare creștin, fiecare copil de Dumnezeu, acolo unde l-a lăsat Dumnezeu, nu mințea, nu copia, nu vorbea de rău, nu înșela și nu era cu două fețe. De mult s-ar fi schimbat lumea. Locul unde ești, tu și locul unde sunt eu, trebuie să fie un loc în care să practicăm adevărul. Spunea în această seară Adi despre faptul că a stat sub sutana unui preot. Și asta m-a dus cu gândul la faptul că în studenție, căutând adevărul, m-am dus la Schitul Darvari de aici, din București, împreună cu câțiva studenți de la drept din acea perioadă, imediat după Revoluție. Dumneavoastră știți că în România Revoluția a început cu cuvintele Dumnezeu este cu noi. Așa a început Revoluția Română. Și setoși, flămânzi după adevărul lui Dumnezeu, căutam în stânga și în dreapta cine și cum ne-ar putea lumina. Am auzit la vremea aceea despre un părinte de curând hirotonisit, un om tânăr, care se spunea la vremea aceea vorbește diferit de ceilalți preoți. Ne-am dus la Schitul Darvarii, călăuziți fiind pe vremea aceea de părintele Galeriu, și împreună cu alți câțiva studenți am inițiat o fundație
de trezire în rândul studențimii creștine, Fundația Anastasia, și în momentul acela, stând împreună cu părintele, pentru prima dată în viața mea, am înțeles că Scriptura poate fi citită. Niciodată n-am înțeles că Scriptura poate fi citită de un credincios. Mă gândeam că numai preotul trebuie să o țină în mână și să psalmodieze din ea anumite slujbe și să citească nazalizând anumite lucruri. Niciodată în viața mea n-am înțeles că de fapt Scriptura este și pentru mine. Credeam că e numai pentru părinte, că el trebuie să mă tălmăcească mie și că eu în veci de veci nu o să pot înțelege nimic. Părintele acesta care era de curând hirotonisit ne-a deschis Scriptura și ne-a obligat să gândim. Știți cum erau acolo oamenii care veneau? Ciucuri! O mulțime de tineri veneau să asculte din Scriptură. La un moment dat, tot citind Scriptura, mi-au venit niște gânduri. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu e să fii un om cinstit. Lucrarea lui Dumnezeu e să fii un om al adevărului. Când a venit vremea să mă duc acasă și venea sărbătoarea Paștelui, eram student și trebuia să mă duc acasă, țineam postul de dinainte de Paște, 40 de zile, și m-am dus să mă împărtășesc la părintele și stând în fața lui, m-a întrebat cele care se întreabă, pe tineri întreb câteva lucruri, dacă mint, fură și dacă curvesc. Cam astea sunt întrebările care se pun de către părinte atunci când te mărturisești. După ce am mărturisit ce am avut de mărturisit, i-am zis, părinte, dați voi să vă pun o întrebare. S-a uitat mai lung la mine, nu era obișnuit ca cineva să-l întrebe, probabil, era și foarte mult rând acolo, oamenii intrau și cam ieșeau așa, repede. Și am zis, părinte, mă frământă ceva, am zis eu. Eu când intram în biserică, îmi plăcea totdeauna să stau în liniștea bisericii și de ce să nu recunosc chiar în răcoare bisericii. Mă băgam într-o strană și acolo stăteam și mă gândeam la mine. În general, zic, mă, ce-oi face eu când o-i termina facultatea? Ce s-o alege de viața mea? Oare ce-oi deveni eu? Mai mult stăteam cu frică acolo și mă gândeam și la ziua de azi, și la ziua de ieri, și la ziua de mâine. Problema mea era când intram în biserică că la orice m-aș fi uitat că era un sfânt pictat sau că era un sfânt pe icoană, toți mă mustrau. N-am văzut un sfânt pe perete zâmbind vreodată. Viața mea. Toți erau aspri, mohorâți, și așa era o penumbră în biserică, mi se păreau că toți arată cu degetul spre mine și nu mai știam unde să mă ghemuiesc acolo în strană să mai fac mai mic, de parcă și așa nu mi-era mie frică de stud. Și atunci i-a zis părintelui, părinte, zic, fiindcă tocmai știam și eu Scriptura și am ajuns pe la porunci, am ajuns la poruncile lui Dumnezeu. I-a zis, părinte, mă frământă și pe mine ceva. Zice, da, zice el, ții. Zic eu, părinte, este scris în Scriptură să nu-ți faci chip cioplit. Și nici o reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ, sau mai jos de apă. Zic, eu când intru în biserică, mă uit la aceste icoane. Ordonează trebuie să știți că aceste icoane sunt o reprezentare grafică. Biblia spune să nu-ți faci o reprezentare. Că sunt grafice, că sunt de alt tip, până la urmă este o reprezentare. Adică, este ca și cum aș spune, mintea mea gândește cum ar trebui să arate lucrurile acestea. Și am zis, eu am o problemă să știu dacă porunca aceasta noi o respectăm sau o încălcăm. Zic, de ce e plină biserica de sfinți desenați și de icoane, dacă Biblia spune să nu-ți faci nici chip cioplit și nici o reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau mai jos de apă. Băgați de seamă, eu nu cunoșteam decât o religie. Eu nu cunoșteam decât o religie. Habar n-am avut în viața mea că există și oameni care practică pocăință. În momentul când s-a uitat părintele la mine, a făcut niște ochi mari, speriați, și stând eu așa în genunchi, a luat patafirul, mi l-a pus pe cap și a zis, Dumnezeu să te ierte. M-am simțit oribil. Am simțit că n-am voie să gândesc. Deodată mi s-a făcut așa un sentiment, cum să vă spun eu, m-am simțit umilit, de-a dreptul ca să o spun. Și am ieșit plecând din biserică bombănind. Adică cum am zis eu, dacă Dumnezeu mi-a dat minte, eu să nu o folosesc? Îi interzis să pun lui Dumnezeu o întrebare. E atât de mic Dumnezeul acesta încât să nu pot pune o întrebare la care să mi se dea răspuns? Până la urmă este un Dumnezeu care poate totul. Și am zis, de ce nu-mi dă mie răspund la întrebarea asta? După care tot eu m-am liniștit. Și am zis, e preoții de la oraș. Mai cu o moliftă, mai cu o colivă, mai cu niște părticele. Au cam uitat ei să fie cu Dumnezeu. Lasă, am zis eu, că mă duc undeva sus în munte. O duc eu acasă la mine, că-s moldovean. Acum ați aflat, nu mai spuneți la nimeni.
Și am zis, mă duc eu că la noi avem mănăstiri și acolo avem pusnici, acolo credință adevărată. Nu vreau să lungesc lucrurile, dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că după ce am ajuns la Schiț, după ce am ajuns la Schiț și am vorbit cu părintele pusnic de acolo, mare lucru n-am aflat decât că eu trebuie să fac un canon de păcătoși ce sunt, trebuie să fac 600 de mutări. Așa mi s-a dat pedeapsa, canon duhovnicesc. Am venit acasă și, spre spaima mea, am realizat că nu l-am întrebat cum să-l împart. Adică, câte pe seară. Nu știi ce sunt alea mătănii. Nu, dacă știți, știți, dacă nu foarte bine. Nu e un problem. În fine, trebuie să te proșterni la pământ, să faci și o genoflexiune și o flotare în același timp, ca să vă dați voi seama. Și în momentul când mi-am pus o întrebare cum să fac, am zis, măi, dar eu sunt mai sportiv, doar nu o să fac 20 pe noapte. Se uită Dumnezeu la mine și zice, mă, ție nu-ți pasă. Tu nu te canonești. Și atunci am zis, ce, să o las pe mâine, m-am gândit eu, zic, mâine vine satana și îmi fură din inimă dorința să fac ceva. Și am zis, las că le fac acum, pe toate. Am apucat să fac mătănii. Pe la 300 am înțepenit, eram ca scândură. Nu mă mai puteam flexa genunchii și îmi tremura tot corpul, îmi venea să vomit, probabil că am dat tensiunea peste cap. Deci atât de tare tremuram, când m-am lăsat pe canapea, picioarele mele erau ca scândura, nu se mai puteau îndoi. Și atunci am zis eu, că eu sunt așa, bă, ăsta-i felul meu, ce să zic, poate că unii, unora le place, altora nu, am zis, dacă Dumnezeu din cer îmi cere mie ca să aflu adevărul, să fac 600 de mătănii, apoi dacă îi dă unui bătrân un canon din ăsta, a terminat-o cu tot adevărul. Zic, direct la cimitir să duci. Eu mai am puțin și cad aici, lat, dar pe ce se va întâmpla cu un bătrân, dacă de un asemenea canon, m-am gândit eu. Și am zis, nu se poate să fie Dumnezeu în genoflexiune. M-am gândit eu și am zis, lasă-o încolo de treabă, zic, prea mă frământ eu. Zic, și până voi trăi și așa în felul acesta. Și m-am apucat să-mi văd de ale mele. Dar Dumnezeu undeva în cer a văzut că eu sunt sincer. Și m-a pus într-o zi față în față cu adevărul aici, în baraca aceasta. Și am înțeles pentru prima dată în viața mea că adevărul este o persoană, nu o teorie. Adevărul este Iisus Hristos. Așa spune Biblia. Eu sunt adevărul, calea și viața. Și atunci, dacă suntem din Iisus Hristos, noi trebuie să fim practicanți de adevăr. Adevărul acesta pe care l-am căutat m-a adus la adevăr. Și adevărul te duce la adevăr. Și adevărul te duce la Iisus Hristos. Și adevărul te duce spre Dumnezeu și spre împlinire lăuntrică. Dacă vrei astăzi să te întrebi și dacă tu ești frământat, Doamne, eu nu prea fac nimic în biserică, eu nu fac asta, oameni buni, prezența ta în lumea aceasta păcătoasă, mincinoasă, ticăloșită, ar trebui pur și simplu să stârnească lucrarea lui Dumnezeu. Deci nu trebuie ca tu să treci neobservat. N-ai cum să treci neobservat. Pentru că în momentul în care oamenii din jur vorbesc de rău, tu trebuie să vorbești de bine. În momentul în care toți oamenii mint, tu trebuie să spui adevărul. În momentul în care oamenii se înjură, tu trebuie să aduci cuvântul lui Dumnezeu să binecuvântezi, nu să blestem. În numele Domnului Iisus Hristos vă spun în această seară, orice om care caută pe Dumnezeu și lucrarea Lui, trebuie să realizeze că lucrarea lui Dumnezeu e practicarea adevărului. Amin? Nu căutați un loc în biserică. Nu căutați în mod deosebit un loc la amfon. Nu căutați în mod deosebit un loc pe planificări. Nu căutați în mod deosebit un loc într-o structură eclesiastică. Căutați un loc în inima lui Dumnezeu prin practicarea adevărului. Vă întreb în numele lui Iisus, ori de câte ori v-ați împotrivit minciunii, nu s-a stărnit furtună. Ziceți, îi trebuie ce spun eu. Și n-a început o lucrare. N-a început o lucrare. Vii acasă. Și poate că te întreabă mama, nu? Cât ai luat tu astăzi la matematică? Ce îi spui? Știe Domnul, mamă. Știe Domnul. Când spui ce notă ai luat, începe o lucrare. Nu? Ce faci tu, mă? De ce n-ai învățat, mă? Pudurosule, ai stat până la noi. Începe o lucrare, începe o frământare. Oriunde este adevărul, începe o frământare. Lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, este să practicăm adevărul. Ajută-ne Iisus Hristos. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, în această seară. Poate că n-am mai spus-o de multă vreme, dar aș vrea să vă spun. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, gândiți-vă bine dacă voi practicați adevărul. Dumnezeu să mă ajute să practic adevărul. Și dacă nu practicați adevărul, nu vă mai apucați să faceți altceva mai înainte de a fi oameni ai adevărului. Pentru că cel rău are să vrea să-ți inunde mintea și mântul. Pentru că cel rău poate să spună o mulțime de lucruri, o, dar ce bine ești tu față de X. Pentru că satana se pricepe să mintă.
Tu să te uiți în seara aceasta să spui, Doamne, dacă în inima mea există lucruri care nu sunt bune sau dacă în viața mea sunt practici care nu sunt bune, eu nu pot vorbi de lucrurile lui Dumnezeu. M-auziți voi cei care cântați în biserică? Prieteni, m-auziți voi cei care dați îndemn la rugăciune, cei care predicați? M-auziți voi cei ce ziceți că sunteți pocăiți, practicați, prieteni, adevărul, compostați biletele. Compostați biletele. Dacă ați copiat, aveți măcar bun simț să recunoașteți în fața colegilor. O, am învățat, mi-a căzut ce am știut eu. Niciodată nu să înceapă Iisus Hristos să lucreze ceva decât în ziua în care vei practica adevărul. Pentru că adevărul te pune față în față lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Spune adevărul. Spune adevărul. În al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, dragii mei, este că în momentul în care femeia aceasta s-a pocăit, Lidia, vânzătoarea de purpură, s-a pocăit, este un lucru foarte interesant care se întâmplă. Îi zice Apostolului Pavel în felul următor, zice, dacă mă socotiți credincioasă, vă rog să veniți în casa mea. De cele mai multe ori, dragii mei, atunci când este vorba despre oamenii lui Dumnezeu, raportarea la semenii noștri, modul cum ne smerim înaintea lor, arată dacă noi suntem sau nu lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți că nu i-a zis Pavel, tu te-ai pocăit, de acum ești penticostală, la tine rămân 2 luni pe mâncarea ta. De acum încolo, tu mi-ești frate, eu sunt frate și ești obligat să mă ascult și 3 ore la 2 dimineața, dacă eu îți dau telefon, să-ți povestesc despre nimicul. Pentru că de cele mai multe ori, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu se înțeleasă într-un mod greșit. Noi apăsăm asupra seminilor noștri. Noi trebuie să avem decența, bunul simț, să înțelegem că dacă suntem frați și surori, nu însemnează că asta trebuie să ducă asuprirea seminilor noștri. Apostolul Pavel nici nu vroia să intre în casa ei, măcar că era o femeie convertită, plină de dragoste și bogată. N-a vrut să intre. Și îi zice femeia, dacă mă socotești credincioasă, te rog să intri în casa mea. Și spune Biblia, i-a silit să intre în casă. Pavel n-a vrut, a zis, rămân afară. Rămân undeva unde am stat și până acum. Nu vreau să deranjez pe nimeni. Nu te vreau să deranjez pe tine. Nici pe tine nu vreau să deranjez. Și Dumnezeu să mă ajute să fiu un om care să nu deranjez. Să mă ajute Dumnezeu să fiu un om care să atrag prin simplitate și prin smerenie lucrarea lui Dumnezeu. Eu sunt lucrarea lui Dumnezeu, tu ești lucrarea lui Dumnezeu și asta însemnează să fim oameni smeriți. Dumnezeu să ne ajute, prieteni. Dumnezeu să ne ajute. Nu fi căpușă. Nu fi căpușă. Fii un om care să atragi prin faptul că nu iei. Fii un om care să atragi prin faptul că știi să te lepezi de tine însuți. Și Dumnezeu să ne ajute. Sunteți tineri, veți crește. Cele mai mari probleme au apărut în viața bisericii, în viața oamenilor lui Dumnezeu, pentru faptul că n-au știut să se lepede de ei înșiși și la momentul când satana i-a momit cu diferite avantaje, n-au știut să fie vertical. În numele lui Iisus Hristos, vă aduc aminte, dacă aveți cu ce să vă îmbrăcați, dacă aveți ce mânca și ce bea, dați slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să fim smeriți, să nu ne cățărăm unii pe spatele altora, să ne ajute Dumnezeu să nu ne asuprim unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute să fim simpli în purtările noastre, discreți în purtările noastre. Ajută-ne, Iisus. Smeriți. 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 În al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că dacă cauți lucrarea lui Dumnezeu, răspunsul este că tu ești lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu se vede în momentul în care știi cum să reacționezi la nedreptate. Din punct de vedere legal, aș vrea să vă spun că s-au încălcat cel puțin 2 proceduri romane. În primul rând, n-aveai voie să aplici o pedeapsă corporală înainte de a fi fost întrunit complet de judecată și înainte să-ți fi dat o sentință. I-au bătut cu nuiele înainte să se fi terminat procesul. Și 2, n-aveai voie să-i arunci în temniță fără să administrezi probatoriile care erau necesare în acest caz. A fost o injustiție. A fost un lucru care a fost făcut la adresa lor și ce ați auzit voi că s-a întâmplat în toată perioada aceasta? Lamentări fără număr. Cum adică putea să zică Pavel, dormeam eu liniștit în pat, nici nu mai lăsa să-mi termin somnul până dimineață, mi-a arătat o vedenie, treci în Macedonia și acum dă-i pice pe spate, dă-i nuiele pe spate, mă și arunc în închisoare într-un mod nedrept. Ce Dumnezeu este acesta? Oameni buni, aș vrea să vă spun un lucru. Pe pământul acesta,
Cei mai mulți dintre noi sunt cu dreptatea în gât. Noi când ne pocăim, nu ne pocăim de plin, dacă n-am înțeles bună oară că trebuie să suferim nedreptate. Da, îmi dai o seama cât de greu sună lucrul ăsta. Aveam un frate în biserică. A venit într-o zi pe la două la mine la birou. Frate, ce bine că te văd, zice. Eu sunt sincer și bucuros și eu, frate, și eu mă bucur. Îl văzusem prin biserică de mai multe ori. Și a început să-mi povestească că era certat cu fratesul de cauza unei fântâne, care nici fântâne nu era, un fel de puț din la pompă. Începuse procesul cu 11 ani înainte. Avea un dosar atâta. Atâta era dosar. Mare. Pe la 6 fără un sfert, eu n-apucasem să, nici să trag aer în piept. Cam de la 2 până la 6 mi-a povestit toată procedura, cu fântâna, expertiză, măsurătoarea, marginii fântânii, făcută din cărămidă, din piatră, frate, aici era hotarul mamei, îmi dorea capul, deja simțeam că explodez. 4 ore mi-a vorbit despre fântână și fratesul și cele 11 procese pe care le-a avut. Vă spun sincer că mi-a fost oarecum greu prin faptul că ajunsese să știe mai bine decât mine legea. Nici nu mai știam ce să-i spun. Știa legile perfect. Apelul, recursul, tot ce ținea de lucrul ăsta. Facem, frate, o contestație, zicea el, facem tot. Era deja un om expert. A vorbit 4 ore. În tot timpul acesta niciodată n-a spus nimic despre Iisus. A vorbit mai despre fântână. Veniți la mine că eu sunt fratele lui. Și eram avocat în perioada aceea, activ. Și a venit la mine pentru că fiind avocat, a zis, nu, avem și noi în biserică un frate avocat. Era joi. Pentru prima dată m-am bucurat, sau nu pentru prima dată, dar m-am bucurat extraordinar că în ziua aceea era biserică. La 6 fără un sfert am strigat, trebuie să mergem la biserică, frate! Și atunci de rușine a zis, da, hai să mergem. După 2 săptămâni, eu eram în picioare, el era în sicriu. Stăteam în lateralul sicriului ca un tânăr cu harpa în mână, cântam împreună cu astineri și Dumnezeu să mă ierte, m-au frământat o mulțime de întrebări, printre care și întrebarea dacă a ajuns în rai. Să mă ierte Dumnezeu, te-am întrebat. Știți de ce? Dacă cu 2 săptămâni înainte de moarte inima ți-e plină de gândul să ți se facă dreptate, mă gândesc că tare greu va fi să te prezinți înaintea lui Iisus Hristos. Pentru că ce iubești, asta îți umple inima. Și ce îți umple inima, aceea se va determina veșnicia. Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu faceți din Iisus Hristos avocatul drepturilor voastre civile. Faceți din Iisus Hristos paracletul mântuirii voastre. Iisus Hristos va sta într-o zi înaintea Tatălui și va spune, toate acestea câte le-ai spus sunt adevărate. A și mințit, a fost și viclean, a făcut și lucrul acesta, dar, zice, a crezut în mine și prin credința în mine este iertat. Amin. Asta este Iisus Hristos. Cum reacționați la nedreptate vă arată pe voi dacă sunteți lucrarea lui Dumnezeu. Degeaba căutați lucrări. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Și modul cum reacționăm la nedreptate ne face să fim lucrători cu Dumnezeu sau nu. Amin. 4. Modul cum privești, mentalitatea dacă vreți, este ceea ce diferențiază pe oameni și ne face să fim sau nu lucrarea Domnului. Și vreau să vă spun un lucru extraordinar, dragii mei. Oamenii aceștia, Pavel și cu Sila, care stăteau închiși, spune Biblia că la miezul nopții, știți foarte bine Biblia aici, temnicerul i-a luat și spune un amănunt juridic, dacă vreți, i-a dus în partea din lăuntru, partea din lăuntru fiind cea mai adâncă parte a pivniții, cea mai bine păzită parte a pivniții și pentru că nu era destul că i-a pus undeva din lăuntru, i-a pus și în butuci. Asta însemnând că i-a pus în niște 2 scânduri de lemn care aveau o gaură la mijloc și i-a prins în butuci, i-a băgat picioarele în butuci, stăteau acolo. Probabil că prinși și de mâini, cu ceva lanțuri erau prinși și butucii erau la picioare, nu se puteau mișca, nu puteau să evadeze niciun fel. Și spune Biblia că au început să cânte și să laude pe Dumnezeu și vă rog frumos să fiți atenți, spuneau așa, pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări. Mă încă tare, că n-au. De laudă. Doamne, ce nenorocit sunt eu. Doamne, așa de greu îmi este aici. Îmi plâng de milă. Iisuse, ai milă de mine. Rănile mele, Iisuse. Nu, cântări de laudă. Extraordinar. Este paradoxal, de necrezut în lumea aceasta în care toți suntem atât de sentimentali.
Tu la televizor cu popcorn în brațe și pisica care este și plângi și plângi și plângi. Ne plângem de milă. Atât de sentimental suntem. Am ajuns să fim erodați sufletește. Sentimentalismul, dragii mei. Una este să ai sentiment, una este un sentimentalism ieftin. Asta înseamnă o eroziune sufletească. Înseamnă că te iubești mai mult pe tine decât iubești pe semenul tău. Omul excesiv de sentimental este un om care nu știe să iubească într-un mod echilibrat. Se vede pe sine foarte de iubit și pe altul prea puțin de iubit. În momentul acela, spune Biblia, cântau cântări de laudă și expresia de aici nu este expresia oarecare. Și aici vreau să vorbesc mai ales vouă, celor care vă închinați cu instrumentele. Biblia spune cântări de laudă nu însemnează decât expresia care este folosită și atunci când Iisus Hristos a fost la Paște și a cântat cântările de laudă. Sunt psalmii 115, 16, 17, 18, sunt acei psalmi grupați care se numesc Halel. Cântări de laudă. Pentru că ceea ce este important, dragii mei, este să înțelegeți că cântările pe care le predicau Pavel și Sila nu erau cântări, o, cât mă sânțăți de bine, sau o, cât îmi este de greu mie. Erau cântări de laudă. În centru îl aveau pe Iisus Hristos. În centru îl aveau pe Dumnezeu. Cele mai multe cântări de la noastră la care percutăm noi sunt cântări emoționale. Mi-e greu, of. Cât îmi este de greu, of. Despre mine. Deci eu mă emoționez la o cântare care vorbește despre mine. Dar ei lăudau pe Dumnezeul Scripturii. În centrul cântării lor era Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Amin. E diferență? Pentru că orice cântare care este scripturală va determina ceva. Cântarea care spune, spre exemplu, Doamne, mi-e greu de nu mai pot, Doamne, și sunt așa și pe dincolo, lăcrimez și pleci cum ai venit. Dar cântarea în care stai față în față cu Dumnezeu cel viu, naște în tine ceva diferit. Și o să vezi care consecințe. Cântau setul acesta de cântări Halel, psalmii aceștia cântau. Și în psalmul 114 cu versetul 7, deci unul dintre acești psalmi care erau folosit, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Da, cu tremură de pământule înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov. Și pământul, când a auzit că oamenii lui Dumnezeu din Butuci se roagă cu această cântare în care vorbea despre un cutremur, pământul s-a executat și a zis, da să trăiți, mă cutremur. Și a început cutremur. De la un capăt până în altul, toată temnița a fost cutremurată pentru că pământul a executat ceea ce Dumnezeu lăsase în acele versete. Versetul în care Dumnezeu e onorat, cântarea în care Dumnezeu din cer este în mijlocul atenției, este aceea care generează schimbare. Aleluia! Pământul n-a făcut altceva decât urmarea acestui psalm, pământul s-a cutremurat. Spune Biblia în psalmul 116, în versetul 3, 4, apoi 8 și 9, spune Dumnezeu următorul lucru. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul! Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de la cădere. Și în momentul acela au sărit lanțurile și au sărit butuci. De ce? Pentru că această cântare nu avea în vedere să-și plângă Pavel de milă și să-și plângă Sila de milă și să fie emoționați de viața lor, să fie emoționați de întâmplările din viața lor. Și această cântare îl onora pe Dumnezeu cel viu. Și atunci s-a întâmplat minune. Pentru că eu am venit în după-amiaza aceasta, pentru că mi este dor de Dumnezeu. Vreau să-L văd pe Iisus Hristos și pe El în mijlocul nostru. Amin. În momentul în care folosești în rugăciune Scriptura, în momentul în care folosești în cântare Scriptura, în momentul în care folosești în vorbire Scriptura, în momentul în care folosești relațiile cu oamenii în Scriptura, atunci se întâmplă minunile. Minunile nu se întâmplă când noi gândim în felul nostru, ci când noi gândim în felul... Ziceți voi. Ziceți voi. Biblia a lui Dumnezeu. Amin. Ajută-mi, Doamne. Eu nu mai pot uita la voi. Nu știu, m-a fi pedepsit Dumnezeu, mi-a băgat soarele în ochi. Nu vă văd decât așa niște puncte hepatice. Sper ca voi, în continuare, să fiți atenți. Vreau să
Vă mai spun un punct și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, vi se pare vouă că aveți nevoie de ceva minuni? Vă simțiți cumva prins sufletul în niște butuci sau legați de mâini? Există expresia aceasta, prietene, mă simt legat de mâini și de picioare, nu pot să fac nimic. Vă simțiți câteodată în situația asta, sau poate chiar acum vă simțiți? Luați Biblia în mână și cântați lui Iisus Hristos. Luați Biblia și rugați-vă cu Scriptura înainte. Și puneți-o înaintea tuturor relațiilor voastre. De azi încolo, Scriptura și relațiile, Scriptura și cântarea, Scriptura și rugăciunea. Și tot ce fac cu cuvântul sau cu fapta, să fac de dragul lui Dumnezeu, spre cinstea lui Dumnezeu, ancorat în Scriptură. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Amin. Mai există un lucru important. Ăsta e lucrul cel mai de căpetenie. Unde să fug eu, Doamne? Gata. Vedeți, dumneavoastră, e o lecție de viață. Un pas înainte și scap de orbine. Un lucru foarte important, dragii mei, este cum te raportezi când Domnul îți dă dușmanul în mână. Lucrarea lui Dumnezeu stă în mine. Iar eu, lucrarea lui Dumnezeu, dovedesc că sunt al lui Dumnezeu după cum procedez când îmi cade dușmanul în mână. Imediat a venit temnicerul, a luat sabia și vrea să se străpungă cu sabia lui. Iar Pavel, care era sub înrăurirea Duhului profetic și a prezenței lui Dumnezeu, zice, nu, zice, să nu-ți faci niciun rău. Și ascultați acolo profeție extraordinară, căci toți suntem aici. Dar ce Pavel e numărat? Că e întuneric. Toți suntem aici. Duhul profetic era peste el. Prin profeție, prin puterea Duhului Sfânt a putut să spune lucrul ăsta. Nici unul dintre cei ce au fost eliberați, pentru că în momentul cutremurului s-au deschis ușile, au sărit butucii, puteau să plece toți și gândiți-vă că erau infractori, nu erau prinși și dați în judecată pentru credința în Iisus, erau tot felul de pungași, dar Pavel prin Duh profetic a zis, toți suntem aici să nu-ți faci niciun rău și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, duceți-vă pretutindeni în lumea aceasta și fiți vindecători de suflete. Fiți oameni care să promovați tuturor această grozavă idee. Nu-ți fă rău, prietene. Tu-ți faci rău cu mâna ta, nu-ți fă rău. Și am să vă spun un lucru, fără să insist, pentru că în seara aceasta nu vreau să intru în detalii. Vedeți, dumneavoastră, temnicerul avea o sabie. Și ce reprezenta sabia? Era înzestrarea pe care o dăduse guvernatorul. A zis, când intri în slujbă, tu trebuie să ai sabie, că ești temnicer șef. Era încins cu această sabie, care era un simbol de autoritate. Era, dacă vreți, o recunoaștere a poziției, a autorității lui. Era un simbol al puterii pe care el o avea peste cei care erau întemnițați. Satana vrea să ia și să facă din tinerețea ta pricină să-ți iei viața sau să-ți ia mințile. Vedeți că Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Și Dumnezeu ne-a dat săbii diferite, unul mai scurte, altul mai lungi, altul mai late. Eu iubesc și pistruiații, iubesc și roșcații, iubesc și cârnii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Ar fi tristă lumea în care toți să fim blonzi cu ochii albaștri. Trist ar fi lumea aceasta. Cum adică? Fără pată de culoare. Unul este mai plin, altul este mai puțin plin, alta este mai suavă, cineva este mai dintr-o bucată, cum spunem noi. Dar mărire lui Dumnezeu, Satana vrea să ne ia ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să ne schimbe privirea și lucrul minunat care Dumnezeu ne-a dat, să-l vedem ca ceva urât. Zice Biblia că acest temnicer credea, zice versetul 27, că cei închiși au fugit. Credea, cu adevărat își închipuia. Eu vă spun înaintea lui Dumnezeu din cer, tare-s bucuros de ce Dumnezeu mi-a dat mie. Două picioare am, slavă lui Dumnezeu. Doi ochi în cap am, slavă lui Dumnezeu. Două mâini am, slavă lui Dumnezeu. Mă, de unde veniți voi? Nimic nu ziceți. Nici tu amin, nici tu slavă Domnului. Ce-i cu voi? Ziceți ceva? Slavă Domnului. Bucură-te! Lucrarea Satanei este să transforme sabia pe care ți-a dat Dumnezeu, resursele fantastice pe care ți-a dat Dumnezeu, să le transforme în ceva dincolo de care să te urăști pe tine însuți. Ce dacă unul este mai firav? Mie, spre exemplu, nu mi-am dat seama că până la urmă este un lucru greșit. Mie mi se spunea în liceu fetița. Eu credeam că e de bine. Eram cu minte, nu jigneam pe nimeni, unde mă puneai acolo stăteam. Când eram mic, odată mama mi-a zis, pentru că am făcut o greșeală, mi-a zis, acolo să stai pe scaun până mă întorc, că dacă nu, zice mama. Și am stat vreo două ore.
Atât m-a durut spatele. Eu nu-mi coboram de pe... mă tot jucam pe marginea scaunului. Mă mai învârteam, mi se părea că e o mare îndrăzneală. Mă mai învârteam pe scaun. Două ore am stat acolo pe scaun. Și m-am ales cu porecla pachetea. Când eram în facultate, cineva a venit și mi-a zis că sunt scoică. Și eu zic, ce față de scoică are ăla. Eu eram. Soția mea a fost atrasă de acest cuvânt. A zis, ia să-l duci și pe ăla cu față de scoică. Ei mi s-a părut la fel și m-a luat de sos. Știți cum e cu scoicile? Dacă cauți, bine, găsești o perlă înăuntru. Am anul că e vorba de mine, dar vorba este, ați înțeles, nu? Oameni buni, până la urmă, asta este cea mai mare și mai teribilă lucrare a satanei. Dumnezeu mi-a dat mie ceva. Mie îmi place de ceea ce Dumnezeu mi-a dat fiecare dintre noi. Tu ești mai mut de felul tău. Slavă Domnului! Tu n-ai văzut câtă poluare fonică există. Nevoie de tine. Tu ești mai vorbăreț de fel. Foarte bine! N-ați văzut câteodată până să înceapă cineva să spună ceva că toți suntem statuile Domnului? E nevoie de fiecare și mă rog în această seară, tu omului Dumnezeu, să privești lucrurile într-un fel diferit. Îți vor cădea fel de fel de oameni în mână. Vei avea putința să te răspund pe cei ce ți-au făcut, ce ți-au făcut rău. Dar tu te ieși și spune în felul următor, Iisus Hristos te-a făcut să fii și frumos, deosebit, ești unul care în Dumnezeu poți să faci lucruri teribile. Nu vă răzbunați. Nu vă răzbunați. Răspundeți la rău cu bine. Biruiți răul prin bine. Dumnezeu din cer ne-a făcut să fim ochii lui Iisus Hristos. Duceți-vă și spuneți nenorociților, celor care se văd urâți, celor care se văd lipsiți de orice dar, spuneți-le că în ei există ceva din Dumnezeu. Special. Mă rog din toată inima Dumnezeu din cer să vă facă să credeți lucrul ăsta. Prin puterea rugăciunii, prin puterea statului de vorbă cu Dumnezeu. Vreau să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru, un lucru extraordinar de frumos. Vei fi lucrarea lui Dumnezeu după modul în care vei înțelege cuvântul demnitate. Ei erau cetățeni romani și când i-au băgat în pușcărie. Erau cetățeni romani și când le-au dat muiele pe spate. N-au strigat cetățeni romani. Dar în momentul în care lucrarea s-a săvârșit și ce frumos lucrează Pavel, vine temnicerul, îi scoate afară și cu mâna lui îi duce la o fântână și le spală rănile, spune cu Dumnezeu. Ia apă și le spală rănile. Se uită Pavel, se uită Sila și după care îi spune, tu ne-ai spălat pe noi pe din afară. Noi să te spălăm pe tine pe dinăuntru. Că tu ai niște răni acolo. Tu trebuie să fii al lui Iisus Hristos. Și l-a băgat în apa botezului. Când l-a băgat în apa botezului, l-au spălat, i-au spălat pe toți pe dinăuntru. Mare Dumnezeu nostru. Spăli o rană a cuiva pe din afară, mă spală Dumnezeu pe mine pe dinăuntru. Și asta este lucrarea Domnului. Este o lucrare frumoasă. Cum înțelegi însă demnitatea, este modul în care vei lucra și vei fi lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care i-au zis, gata, plecați, sunteți liberi. Au zis, nu. Noi suntem cetățeni romani. Să veniți cu mâna voastră să ne scoateți afară. Demnitatea nu însemnează să te băicărești și să fugi la început. Însemnează după ce ai săvârșit lucrarea Domnului să spui, sunt al lui Iisus. Așa m-am săturat de oameni care zic, sunt al lui Iisus, înainte să ia examenul și după ce au dat examenul, tac, că e 4 pe linie. După ce ați luat examenul cu 10, să spuneți, sunt al lui Iisus. Nu mai trâmbițați că sunteți al lui Iisus înainte să faceți ceva cu viața voastră. Faceți ceva cu viața voastră și în ziua când veți avea o performanță deosebită, în ziua în care veți fi strălucitori în ochii oamenilor, să spuneți, iată ce m-a învățat pe mine Dumnezeu. Demnitatea semnează să dau lui Dumnezeu cinste. Noi, ca să scăpăm, și vreau să vă spun de ce am plecat la lucrul ăsta. Pentru că am citit pe internet, când eram în Italia, o știre care m-a revoltat teribil. Am auzit că un om din lumea interlopă a fost arestat. Pentru că nu știu câțiva ani înainte ucisese un alt om. Când a ajuns la închisoare, a început să spună, eu zice, el-s pocăit, eu predic Scriptura, zice, pe mine să nu mai arestați, e dovada faptului că eu n-am omorât pe nimeni, este că eu sunt pocăit. Înainte să intre închisoare. Toate dovezile sunt clare că el a ucis un om. Și să strigi înainte să-ți iasă ceva în viață că tu ești pocăit, penticostal sau baptist sau creștin după Evanghelie, mi se pare pur și simplu să nu înțelegi ce înseamnă demnitate. Aveți demnitatea să faceți ceva cu viața voastră și apoi să spuneți că sunteți al lui Iisus Hristos. Scoate-ne acum tu din închisoare, după ce noi am demonstrat că știm să răbdăm.
că știm să facem o deosebire în viață. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să ne ajute să avem rezultate în viață. Voi nu trebuie să veniți la biserică să deveniți doldora numai de cuvântul Dumnezeu, ci să-L puneți în acțiune să faceți ceva cu viețile voastre. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți un pom roditor. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dacă sunteți oameni creștini, pentru că nu cred că noi greșim dacă spunem creștini, adică oameni care urmăm pe Hristos, poate că pocăiți un cuvânt mare, spunea, adică e un cuvânt mare, dar aș vrea să vă spun în această seară, iubiții Domnului, și încă o dată accentuez. Vă rog să înțelegeți ce înseamnă demnitate. Demnitatea nu înseamnă să ții ca din gură de șarpe că ești pocăit. Să te ceri cu Dumnezeu că se întâmplă multe lucruri rele. Demnitatea însemnează să-ți iasă viața și apoi să spui totul e datorită Lui, a Lui Iisus Hristos. S-a terminat aproape anul. Vedeți cu ce rezultate ați terminat. Și când vă întoarceți și începeți 9 ani, vă rog în numele Lui Iisus Hristos, găsiți puterea cuvântului demnitate. Duceți-vă și fiți oameni cu cei de lângă voi. Demonstrați că ați făcut ceva cu viața voastră. O pocăință nu însemnează doar să venim la biserică să învățăm cântări și să ne rugăm. Însemnează că ieșim de afară să mă cheltuiesc cu folos și să devin un om de calitate. Un om la care alții privind să spună, tu ești cetățean roman și eu n-am știut. Cum tu, cetățean roman, ai luat bătaie de la niște oameni care nu sunt cetățeni? Da, eu sunt al lui Iisus Hristos, dar nu vorbesc înainte și nu mă băicăresc și nu caut să scap de orice lucru invocând faptul că sunt pocăit. Nu. Cu stoicism, rezist, mă duc înainte și la sfârșit spun ce am de spus. Vorbiți cu viață. Amin. În această seară mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu din cer să ne ajute să devenim lucrarea Lui. Tatăl Sfânt din ceruri, Dumnezeu cel viu, noi căutăm, Doamne Dumnezeul nostru, proiecte. Noi căutăm, Doamne Dumnezeu, nu să ne implicăm în activități. Noi căutăm, Doamne Dumnezeul nostru, să ne mișcăm într-un fel sau altul. În această seară, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai fost aici prezent ca să ne spui că adevărata lucrare a Lui Dumnezeu suntem noi, oamenii care Te-am găsit pe Tine. Acolo unde vei găsi un om dispus să stea în picioare pentru adevăr și niciodată să nu-și plece coloana înaintea minciunii și a compromisului, cu El vei începe trezirea și cu El vei câștiga cetăți, Doamne, nu doar o cetate. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, acolo unde vei găsi oameni care, cu lepădare de sine, cu simplitate și smerenie, refuză onorurile lumii acesteia și nu devin, Doamne, silnici și asupritori asupra fraților lor, ci dimpotrivă sunt gata să slujească, să fugă, Doamne Dumnezeul meu, de avantajele trecătoare ale lumii acesteia și să aibă privirea atingită spre Tine, acolo, Doamne Dumnezeul meu, vei face o lucrare extraordinară. Acolo vei ridica, Doamne Dumnezeul meu, cu putere, o lucrare deosebită. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, mă rog în această seară să ne dai puterea, Doamne, să fim altfel de oameni în fața nedreptății. Mă iartă, Doamne, că spun cuvântul acesta, dar suntem un neam balcanic, guraliv, atât de guraliv. De multe ori, Doamne, Dumnezeul nostru, vorbele noastre sunt totul, atât avem. Vorbe și iar vorbe. Tu ai spus, Doamne, Dumnezeul nostru, că mai bine să suferim nedreptate. Și ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, pe noi cei ce stăm în această seară înaintea Ta, să dovedim, Doamne, că suntem din oțel, din granit. Nu suntem niște hârtii care se îndoaie sau niște frunze purtate încolo și încoace de orice vânt de învățătură. Nu ne plecăm, Doamne Dumnezeul nostru. Noi suntem aceia care stăm înaintea Ta și dovedim că suntem din neam de Dumnezeu. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mă rog în acest ceas, când atâtea și atâtea întrebări frământă, Doamne, în viața lor, mă rog că atunci, Doamne, în ceasul cel mai greu al vieții lor, să învețe, Doamne Dumnezeul meu, puterea cântării de laudă. Iisuse Hristoase, acolo în închisoare, nu exista niciun auditoriu, nu era păstorul și nu erau oameni care să vadă performanțele lor muzicale. Dar acolo, în mijlocul necazului, au ales să înalțe cântări de laudă, pentru că așa-l biruim pe satana.
Păi satana nu-l biruim atunci când venim la biserică să ne vadă oamenii făcând ceva, ci îl biruim în ascuns atunci când în noi avem Scriptură. Te rog în numele lui Iisus Hristos, Tatăl Sfânt din ceruri, dă-ne puterea, Doamne, ca tot ce e în viața noastră să fie centrat pe puterea Cuvântului Dumnezeu. Nimic și nimeni, Doamne, să nu ne despartă de Biblie. Nimic și nimeni. Nici o doctrină, nici o practică, nici o învățătură, nici un om. Noi suntem ai Tăi prin puterea Cuvântului Dumnezeu. Și vrem tot ce facem cu fapta, cu gândul, cu atitudinea, să fie, Doamne, pizduite pe Cuvântul lui Dumnezeu. Nimic al nostru, Doamne. Pentru că satana e hoț, e viclean și știe să prefacă, să se prefacă într-un înger de lumină. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te rog în această seară, ajută-ne să învățăm că dacă vrem să fim oamenii Tăi, trebuie, Doamne, să știm să biruim nedreptatea din viața noastră. Ne va cădea într-o zi dușmanul în mână. Dacă vom avea noi răutate, dacă vom avea noi lucruri care să fie pline de amărăciune, Doamne, dacă vom fi răzbunători într-un fel, n-am învățat cine este Iisus Hristos. Iisus Hristos este blândul miel, nu mușcă, nu împunge. N-are cuvinte asupritoare. Ne-a învățat să fim blânzi ca un miel. Ne-a învățat, Doamne, Dumnezeul nostru ca să mergem pe pământul acesta și să le deschidem oamenilor ochii asupra frumuseții care ești Tu. Să învățăm să fie mulțumitori și să vadă câte daruri minunate au în ei și nu le-au băgat de seamă. Satana încearcă să facă exact inversul. Ca lucrurile frumoase să le transforme în gunoaie și mai voi să ne punem ștreangul de gât și să ne omorâm. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fă-i, Doamne, și fă-mă leac pentru lumea rănită. Ochi pentru cei ce nu mai văd. Și mă rog în această seară, Doamne, dar nu în ultimul rând, ajută-mă să fiu și să fim oameni demni. Să tulă lumea aceasta, Doamne, Dumnezeu, de promisiuni deșarte. Să tulă lumea aceasta, Doamne, de oameni care promit și sunt în devenire. Vedete în devenire. Noi suntem al lui Iisus Hristos, vorbim la sfârșit. Vorbim, Doamne, cu fapta și cu adevărul. Și dacă reclamăm că suntem cetățenii al lui Iisus Hristos, o facem, Doamne, în momentul în care viața a dovedit deja. Cu respect se vor pleca înaintea celor care au dovedit mai întâi că sunt al lui Iisus și apoi spun că sunt al lui Iisus. Mă rog în această seară, Doamne, să nu ne lași în vara aceasta să ne risipim și să ne îndepărtăm. Să nu ne lași ca în vara aceasta, Doamne, Dumnezeu să ne umple iar de distracție și de lucruri de nimic. Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, ajută-ne în această seară să devenim, să ne transformăm, să fim ai Tăi. Lucrarea Ta, Iisuse Hristoase, lucrarea mâinilor Tale, rodul Tău să fim noi în această seară. Ajută-mă, Iisus, ajută-mă, Iisus. Glorie Ție-Mă. Haideți să ne ridicăm. Stăm înaintea Dumnezeului Celui Viu. Vă rog să meditați, vă rog să gândiți, vă rog să vă frământați. Vă rog să fiți neliniștiți cât se poate de tare ca Dumnezeu din cer să vă dea răspunsul. Mă rog în această seară ca cel ce minte și cel ce înșală să găsească tăria să spună de azi încolo adevărul. Ca să fie om după inima lui Dumnezeu. Haideți să cântăm Domnului o cântare. Facă Domnul Dumnezeu ca această cântare să devină o rugăciune a sufletului nostru. Mă rog în această seară ca Dumnezeu din cer să ne cerceteze. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Dincolo de orice, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem purtători de Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei. Chipul lui Dumnezeu trebuie să vadă în noi. Oriunde vom fi noi și vom fi oameni ai adevărului, ai simplității, ai adevărului. Oameni care suferim mai degrabă nedreptatea. Oameni care știm să spunem o vorbă bună și să turnăm balsam pe rănile oamenilor. Oameni care știm să căutăm slava și lauda lui Dumnezeu în mijlocul necazului. Oameni care să știm ce înseamnă demnitatea. Acolo oamenii vor vedea pe Iisus și va începe o lucrare mare. Hristoase, ajută-ne! Amin!